Maxim Bolotov este mai pregătit ca niciodată de următoarea sa luptă. În cadrul galei KOK de pe 19 decembrie, kickboxerul moldovean se va duela cu ucraineanul Andrei Ohotnik. Maxim Bolotov are în palmares 11 meciuri disputate după reguli K1. Sportivul a câștigat 8 dintre ele și a pierdut doar una. Alte două lupte le-a încheiat la egalitate. Următorul adversar al lui Bolotov va fi ucraineanul Andrei Ohotnik. Da, конечно. Да. Ну, я всегда готовлю что-нибудь типа новое, интересное. Уже посмотрим, как боец будет себя вести в ринге. Antrenorul lui Bolotov, Andrei Grosu, a promis că luptătorul moldovean va avea parte de o surpriză dacă îl va învinge pe Ohotnik. Pentru noi un examen, pentru noi avem un plan. Este un luptător cu care Ohotnik a boxat anterior și pentru noi el va fi un examen. Dacă îl trecem cu brio, atunci ne axăm pentru o luptă foarte, foarte serioasă. Organizatorii au dat asigurări că lupta dintre Maxim Bolotov și Andrei Ohotnik va fi una dintre cele mai spectaculoase din cadrul galei KOK de la Chișinău. Maxim Bolotov este unul din cei mai extravaganți luptători din Republica Moldova și nu numai. Este cunoscut de acum în toată lumea pentru ieșirile lui, pentru purterile lui. Maxim nu întotdeauna face posibil o luptă cum ar vrea, ar și-ar dori antrenorul lui. Dar, în schimb, Maxim nu face pasul înapoi. E gata să se lupte cu orice adversar. În cadrul galei se vor desfășura în total 13 lupte după reguli K1 și o partidă după reguli MMA. Gala KOK va avea loc pe 19 decembrie și se va desfășura la sala polivalentă din Chișinău. Evenimentul va fi transmis în direct de posturile TV Eurosport și Fightbox. Cel mai ieftin bilet la acest eveniment costă 180 de lei.